Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 19 iulie 2021. Ești neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Evrei 5, versetul 13. Autorul epistolei către evrei scrie în capitolul 5, versetul 13 că oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Am încheiat citatul. Neprihănirea nu este o stare pe care o dobândești prin eforturi omenești, ci este o poziție în care te pune Dumnezeu atunci când te încrezi în Hristos. Începând cu acel moment, Dumnezeu dorește să te consideri neprihănit așa cum te vede și El pe tine. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii. Citim în Roman, capitolul 3, de la versetul 20. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Am încheiat citatul. Dacă te străduiești din răzputeri să fii neprihănit ca să ajungi în rai, citește și următorul verset, 21 din 2 Corinteni, capitolul 5. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Am încheiat citatul. În același fel în care Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus să fie păcat pentru noi, în clipa în care crezi în Hristos, Dumnezeu te face să fii neprihănit. Vei păcătui în continuare pentru că trăiești într-un trup de carne păcătoasă și până nu vei dobândi noul trup, mereu va fi așa. Ai auzit poate de durere iluzorie, o senzație care și are sursa într-o parte a trupului pe care nu mai ai. Credincioși fiind, noi suferim de dureri iluzorii de care trebuie să ne debarasăm. Cum? Înțelegând diferența dintre poziția noastră și starea noastră. Poziția noastră în Hristos ne dă siguranța și încrederea în Dumnezeu. Iar următorul verset din Scriptură spune, Roman 14, versetul 17, că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și dacă știm că suntem considerați neprihăniți în ochii lui Dumnezeu, avem pace. Și pentru că avem pace, avem bucurie.